A fost lansat în România aparatul revoluționar de recuperare folosit de fotbaliștii de la Barcelona, de Van Persie și Nani, dar și de Cristiano Ronaldo. La eveniment au fost prezenți și colaboratorii clinici, la care apelează și Simona Halep, Victor Hănescu, Irina Begu, Vlad Munteanu, dar și câțiva jucători ai echipei de volei masculin de la Dinamo. Mă bucur că există inițiative de genul ăsta în România și cred că sportul românesc are nevoie de progres. Eu aș prefera să am un lot de jucători cu un jucător mai puțin, un salariu mai puțin și să investesc într-o aparatură de acest gen. VACU Sport se bazează pe un concept utilizat de astronauți în perioadele petrecute în spațiu. Are 17 programe, iar programul cu numărul 9 destinat sportivilor de performanță poartă numele lui Cristiano Ronaldo. Și ce senzație? Simt că se trage ceva nou, un aer puternic. Sper că de acum încolo să am ocazia și să fac această recuperare aici. Veni acea perioadă de febră musculară, de oboseală. Atunci când voi fi în cantonament, voi vorbi și cu echipa mea și cu Gelu și vom stabili un program împreună. Costul unei ședințe pornește de la 150 de lei și variază în funcție de tipul de tratament, dar și de afecțiune.